Stimați colegi, așa cum noi avem inițiativă legislativă în calitatea noastră de parlamentari, așa, consilierii locali și consilierii județeni au dreptul de a propune hotărâri de Consiliul Local și de Consiliul Județean. Un drept golit de orice conținut, atâta timp cât asemenea propuneri nu ajung pe ordinea de zi. Nu ajung pe ordinea de zi nici măcar să fie respinse, dar mai adoptate. Cu alte cuvinte, atunci când există un drept de inițiativă legislativă la nivel local, la nivel județean, dar el nu se poate valorifica, pentru că o majoritate politică hotărăște nici măcar dezbaterea unor asemenea hotărâri, asemenea proiecte de hotărâri, se cheamă că puterea politică, oricare ar fi ea, de orice culoare ar fi, bagă pumnul în gura oricui, chiar și a propriilor membri. Atenție, chiar și a propriilor membri. În același timp, așa cum bine spunea antevorbitorul, primarul are dreptul de inițiativă și pune automat pe ordinea de zi oriceea ce dorește dânsul. Se ajunge în situația în care, în materie legislativă locală, executivul are putere superioară legislativului. Este o anormalitate pe care acest proiect de lege ar reglementa-o în sensul normalității. Desigur, veți refuza acest lucru pentru că vă bănui cu întemeiere de faptul că vă este frică de posibilitatea ca unui consilier local să iasă din linia impusă de partid și să facă ceea ce trebuie să facă. Să facă lucrurile pentru care cetățenii îi trimit acolo, și anume să inițieze proiecte de hotărâri de Consiliul Local și Consiliul Județene, ceea ce nu reprezintă decât normalitatea legislativă. O veți refuza, așa cum ați refuzat de foarte multe ori normalitatea democratică.